Eu sunt cu Cătorici și e a șaptea ediție, cred că de lumea se urmă pe ceva care vin. M-au invitat băieții să vorbesc și m-am tot gândit, dacă ați intrat pe site, nu scrie numele prezentării mele, că mă tot gândesc care să fie numele prezentării mele și despre ce să vorbesc. Și în ultimile 6 ediții s-a tot vorbit de SEO, de PPC, de rețele sociale și cred că subiectul a fost abordat din toate punctele de vedere, cel puțin SEO și PPC, de la începători la avansați. Așa că eu am venit astăzi să vorbesc despre lumea. Despre lumea n-a vorbit nimeni. Și e interesant ce crede lumea de toată nebunia asta cu SEO și cu PPC. Și da, trebuie să fac o precizare, mie îmi place să fac PowerPoint-uri. Am făcut o singură dată PowerPoint la o prezentare de la Craiova și eu vorbeam și toată lumea citea PowerPoint-uri din spatele meu. Și atunci m-am hotărât că nu mai fac PowerPoint-uri. Așa că o să am o prezentare foarte scurtă. Vreau să vă zic o singură chestie pe care aș vrea să o țineți minte. Sunteți în sală aici, bănuiesc, de la începător la expert, oameni care lucrează cu direct cu clienții, cum e Ionut, cum e Adriana. Începători care au venit să învețe despre SEO și PPC. Și toată nebunia asta, transpusă la clienți, e de fapt degeaba. Pentru că lumea, că despre ea e vorba, suntem aici 40-50 de oameni, ok, în jurul nostru mai sunt foarte mulți. Utilizatorii aia care caută pe Google, lumea, habar n-are, nu înțelege. Oamenii la care noi vrem să vindem serviciile astea de SEO și de PPC, habar n-au ce face. Ei nu înțeleg nimic din ce le spunem noi. Da, și cam atât. Câte mai încolo. Și în principiu despre asta vreau să vă vorbesc. Despre, de, nu știu, 4 ani de zile, asta fac zi de zi. Mă și bine stă? Client și le vând internet. Le vând internet de la, începând cu SEO și terminând cu aplicații pe Facebook, aplicații de iPhone și chestii de genul ăsta. Și marea problema clienților e că nu înțeleg, sunt foarte puțini. Și am exemple, spre exemplu, m-am dus la Craiova. După ce am ținut prezentarea, am mai rămas câteva zile să vorbesc, să văd cum e piața acolo. Firma la care lucram urma să-și deschidă un birou acolo și trebuia să iau pulsul pieței. Și m-am dus să mă întâlnesc cu un tip, făcea, avea fabrică de mobilă în Craiova. Și el vrea să vândă scaune. Și am ținut o super prezentare. I-am explicat, ok, nu pornim de la faptul că tu o să ai reclamă pe Google. E neimportant unde o să ai reclamă. Ce vrei tu să faci? Tu vrei să vinzi. Perfect. Câte scaune vrei tu să vinzi? Și l-am luat de la câte scaune vreau să vând. Vreau să vând 5 scaune pe lună de păsări. Perfect. Ca să vinzi un scaun trebuie să intre 100 de oameni. Ca să vinzi 5 scaune trebuie să intre 500 de oameni. Ca să-ți intre 500 de oameni la un cost per click de atât. Adică am luat-o ușor, ușor și l-am dus prin tot procesul. Iar feedback-ul lui la final care a fost? Da, e interesant, nu mă costă extraordinar de mult, dar nu. Ok, și l-am întrebat, bun, dar nu, dar de ce? Adică ce o să faci cu banii? Păi, o să-mi fac reclamă în Gazeta de Sud, că citește toată lumea. Stai mă, citește toată lumea, dar de când îți faci reclamă? De 8 ani de când e Gazeta de Sud, eu pun reclamă în fiecare săptămână. Perfect, bun, îți spune, și câți au venit de acolo? Păi nu, clienții mei vin în magazin, nu-i întreb de unde vin. Ok, asta e un gen de client care nu înțelege, care preferă metoda care o face de ani de zile pentru că are încredere în omul de vânzări de la Gazeta de Sud, pentru că XYZ. Mai e și genul de client corporație. M-am dus în București la un client multinațional, avea buget de AdWords pe lună 30.000 de euro. Sunt bugete la care ei doi visează, cred, sper. Da, 30.000 de euro pe lună. Și ce făcea? Aveam experți care lucrau zi de zi la campania aia, optimizau și clientul, director de marketing cu experiență de 20 de ani în marketing de corporație, ajungea seara acasă, deschidea contul de AdWords, care avea și el acces și începea să modifice anunțul. Că nu-i suna bine și după aia Google penaliza anunțurile și le dădea un cost mai mare sau le scotea de tot. Și după aia ne suna pe noi dimineața, păi bă, faceți o campanie de picat. Bă, nu facem o campanie de căcat, dar tu nu ne lași să lucrăm. Și asta e lumea, de fapt. Ăștia sunt clienții. Ce a povestit Ionuț, cuvintele alea cheie, e exact ce l-a întrebat Auraș la final. Bun, dar clientul tău vroia rentă care? Păi da, dar el n-are site optimizat.
piața pentru rent-a-car. Are concurență mare. Dacă intru pe rent-a-car, o căutare și un anunț acolo, o să fie aproape de un euro. Pentru că el nu e pe domeniul ăla. Da, dar clientul meu nu știți ce o să facă? Eu nu o să-i aducă vânzări pe apartamente, închirierea apartamente și așa mai departe, pentru că am făcut o campanie super bună și într-o miercuri seară, la ora 11:30 noaptea, clientul o să zică, am căutat rent-a-car pe Google și n-apar, ești întâmpit, nu-ți mai dau niciun ban. Și așa s-a terminat campania lui Ionuț pe închirierea apartamente, super campanie, cu super quality score și așa mai departe. Și de fapt asta e lumea. Și ei vă învață foarte bine aici, m-am mutat și în ultimile ediții, să construiești o campanie, să știi să selectezi cuvintele cheie foarte bine. Dar toate astea sunt cazuri ideale. În real life, când vorbești direct cu clientul, când vorbești direct cu lumea, ai niște probleme stupide de care te lovești, ai niște probleme pe care toată teoria care ai învățat-o, toată practica care ai avut-o, e zero. Pentru că în final este exact ce este un clientul la care îți dă bani. Și până la urmă faci ce zice el. Ok, tu ai know-how, poți să-i oferi consultanță, dar unul din 10 clienți e clientul ăla ideal care spune eu nu știu, învață-mă că de asta te plătesc. În România acum sunt foarte puțini clienți care pot să facă chestia asta. Iar treaba cu neînțelesul pleacă de la SEO PPC și se duce spre site-uri, se duce spre campanii de bannere și așa mai departe. Pentru că ei nu înțeleg domeniul. Și o abordare care eu am aplicat-o și am văzut că funcționează, cel puțin la companii mici, este să întreb cât plătesc ei pentru un om de vânzări. Și să-i scoți din ideea de internet, să-i spui, Ionuț, dacă se duce cu prezentarea care a avut-o aici, la un client, clientul ăla după o oră nu o să cumpere și o să dea șapa. Ce a făcut Ionuț în fața unui client e ce făcea un, eu zic Constanța, ce făcea un stațiun vara prin 90 aia cu Alba Neagră. Le vorbeau repede, îți mutau paharele, scoteau bani, băgau bani, băgau fasolea, scoteau fasolea și aia a fost. La final rămâneai cu impresia că vrea să te fraierească. Asta e și ce a făcut el. Clientul nu o să înțeleagă nimic din ce a zis Ionuț și o să zic că ăsta a venit să mă fure de bani. Și atunci trebuie să-l scoți pe client din toți termenii ăștia complicați, trebuie să-l scoți pe client din quality score, din CTR, din CPM și tot așa, din număr de afișe, șansele bune, pe care nu le înțelege și nu o să-i trebuiască niciodată în viața lui să le înțeleagă. De asta nu se chine să le înțeleagă. Și îl duci într-o direcție pe care o pricepe. Business-ul lui e axat pe vânzarea de, nu știu, imobiliare. Dar are agenți de vânzări, agenți imobiliari. E, un agent din ăla imobiliar îl costă, îl costă telefon, îl costă chirie, îl costă mașină, benzină, salariu și așa mai departe, comision, etc., etc., etc. Și tu îi spui, ok, tu trebuie să vezi site-ul ăsta ca un agent de vânzări. Cât te costă un agent de vânzări? Păi mă duce la 600 de euro pe lună. Perfect, tu agentului de vânzări îi mai faci și reclamă în ziar, îi mai cumperi și un banner în Piața Victoriei și așa mai departe. Cheltuielile la 6 agenți de vânzări, dacă împarți pe agent de vânzare, te duce undeva la 1000-1000 și un pic de euro. Hai renunță la un agent de vânzare sau gândește-te că ți-ai mai angajat unul și dă mie 1000 aia de euro. Și eu îți zic că de 1000 aia de euro îți aduc 3 clienți pe lună, nu mai mult. Un agent de vânzări nu ți-aduce 3 clienți pe lună. Și tu dacă reușești cu 1000 aia de euro să-i aduci lui rezultatele pe care le-ai promis, schizcă-ți 2 clienți, schizcă-ți chipcă-ți 3, nu contează, nu trebuie să-i promiți mare cu sar, că nu asta le entuziasmează pe ei. Trebuie să-i arăți că internetul ăsta, pe care el nu-l înțelege, poate să facă treabă la fel de bună, sau chiar mai bună, decât agentului de vânzări cu experiență. Și atunci va fi dispus să investească. Iar la companiile mari, când se intre în campanii de genul ăsta, îi convingi ușor, pentru că le arăți concurență. Le arăți, uite, concurentul tău direct face asta. Și tu trebuie să fii acolo și o să înțeleagă, pentru că în politica lor de marketing e normal ca în momentul în care concurența face ceva, ei să nu fie mai prejos. Problema la clienții mari, în schimb, este că ei știu mai bine. Și ăsta e dezavantajul la industria noastră de online la vârstă. Maximul e de 30-35 de ani în industria noastră de online. Directorii de marketing din corporații duc spre 40-45, chiar mai mult. Și atunci el o să te vadă ca un începător, el o să vadă experiența lui acumulată peste ani, cu neștiința, comparată cu neștiința ta, și o să zică, perfect, eu îți dau ție banii ăștia, dar eu supervizez tot. Și cel mai bine este, exact ca în exemplul meu de mai devreme, să-l lași să se dea cu capul. În momentul când te sună și zice că nu merge, să te vezi ce s-a întâmplat, să vezi că a modificat și să-i zici, ok, uite, nu merge. Sau dacă el vine cu idei,
El poate să vină, spre exemplu, cum era la Ionuț, cu rentăcar și cu închiriere apartamente. Și tu să-i zici, bă, rentăcar nu pune, că o să coste foarte mult și nu e domeniul tău de activitate. Și el o să zică, nu pune, că eu îmi cunosc business. Pui și arăți după aia, după o săptămână te duci cu raportul și îi spui, uite, tu ai vreo rentăcar și costă $2.50. Închirierea apartamente, care e business-ul tău și Google vede că e business-ul tău, te costă 50 de cenți. Nu mai bine băgăm noi tot bugetul acolo, că oricum costul este prețul pe care îl obții tu la vânzarea chestiei mult, e mult mai mare. Și treptat, treptat o să-l faci să înțeleagă. Cel mai greu este ca la prima întâlnire, primul moment când te duci să vorbești cu el, să nu faci apuc de nuțați. Să încerci să empatizezi cu el. Să vezi cum e business-ul lui, cum își gândește el business-ul și ce înțelege el din departamentul ăla de vânzări. Și să duci site-ul și campaniile de PPC într-o corelație cumva cu departamentul lui de vânzări. Și atunci ai șansa să faci măcar să fie interesat, dacă nu convins. Dacă începi să intri în chestii tehnice, n-ai nicio șansă. Chestiile tehnice sunt perfecte după aia. Când pleci la birou, te așezi în fața laptopului și începi să lucrezi. Atunci, da, toată teoria care este tot know-how-ul tău, trebuie pus în practică pentru clientul ăla ca să iasă o campanie super. Dar în fața clientului, nu știi cuvinte complicate, în fața clientului nu vorbești din abrevieri, în fața clientului nu te poziționezi ca expert. În fața clientului te poziționezi ca un om care vrea să-l ajute, un om care vrea să-i înțeleagă business-ul. Spre exemplu, eu în întâlnire, într-o întâlnire de o oră, cred că vorbesc 10 minute. Restul vorbește el. În momentul când se oprește, îi mai pun niște întrebări ca să continue. Iar clientul, în momentul când plecă acolo, a rămas cu impresia că eu sunt un om care vrea să înțeleagă business-ul, care chiar vrea să-l ajute. Dintre toți aia care, mai ales în București, când te duci la un client cu servicii de genul ăsta, te lovești de reticența oamenilor care au venit înainte să-i vândă bere. E ce înțelege din online. Sunt zeci de oameni de vânzări de la regii care vând bere la clienții mici. Încearcă să facă vânzări direct. Și ăia se duc și le umplu capul jumătate de oră de penere, CTR-uri, CPM-uri și alte nebune. Și atunci tu nu te poziționezi ca un om care vrea să-l vândă, te poziționezi ca un om care înțelege business-ul și vrea să-l ajute. Iar chestia asta, pe termen lung, îți aduce beneficii ție. Pentru că un client care nu înțelege ce face și e convins doar de bla-bla-ul tău inițial, o să-ți dea bugetul o lună, o să vadă că nu i-ai pus reclamă la rent-a-car și o să renunțe la colaborarea cu tine. Un client care vede că vrei să-l ajuți, chit că tu ai dat-o în bară în prima lună și n-ai reușit să-i aduci 3, i-ai promis 3 clienți și i-ai adus 2. El știe că te-ai chinuit și că i-ai înțeles business-ul și nu o să se ducă la altul la care să-l învețe iar, pe care să-l învețe iar și tot așa. O să rămână cu tine. Iar parteneriatele pe termen lung cu clienți, pe servicii de genul ăsta, că nu e ok să faci PPC-ul lung, că nu e hit and run, nu e campanie de banere de 2 săptămâni. O campanie de PPC, mai ales pe domenii nișate, rezultatele le vezi de la 2-3 luni încolo. Deci tu trebuie să-l convinzi să lucreze cu tine măcar jumătate. Clientul ăla trebuie să te considere ca un partener în afacerea lui. Nu o să reușești niciodată dacă te duci ca om de vânzări, nu o să reușești niciodată dacă te duci ca om care face PPC și pune mai aici anunțul și cuvântul cheie și setăm și aia, și aia, și aia, nu. Ideea e că el trebuie să te perceapă ca pe un partener. Și atunci o să treceți și peste chestia asta cu lumea nu înțelege nimic. Pentru că lumea nici măcar nu trebuie să înțeleagă ce facem noi. Lumea trebuie să înțeleagă că ce facem noi îi ajută. Și atât. El nu trebuie să știe cum am pus noi anunțul ăla de a apărut acolo. Pentru el poate să fie magie. Important e să reușim să transpunem raportul ăla săptămânal, lunar, de rezultate într-o chestie pe care el să o înțeleagă la nivel de business, nu la nivel de internet. Dacă te duci și scoți raportul de AdWords în PDF și îl trimiți pe mail, n-ai făcut nimic. O să dea scroll de 3 ori peste aia și aia a fost. Nu, iei rezultatele din AdWords, le pui frumos într-un Excel și îi spui termenii lui de business. Ok, câte telefoane ai primit, câte lead-uri ai avut, câți oameni te-au contactat prin formular, câte contracte ai încheiat și așa mai departe. Și cam atât vreau să vă povestesc, dacă aveți întrebări.